Bună seara, dragi prieteni! Bine, v-am regăsit la actualitatea românească. Iată, ne revedem pentru prima oară după tentativa de lovitură de stat din 10 august. Ne revedem cu o analiză despre ceea ce a fost și mai ales despre ceea ce va urma să fie în țărișoara noastră mult încercată devenită, iată, câmp de luptă pentru diverse forțe, pentru diverse interese internaționale și locale. Lovitura de stat a ieșuat, dragii mei, pentru că, așa cum vă spuneam și în ultima emisiune, forțele de securitate din eșalonul 2 Serviciul Român de Informații, prin angajații săi, au refuzat să facă jocul americanoizilor care plănuiseră câteva zeci de morți, dacă nu chiar 100-200 de morți, la acest protest din 10 august. Un pretext extraordinar de bun pentru a da jos guvernul și pentru a pune guvernul meu, între ghilimele, adică un guvern cioloș, care să continue ceea ce a început atât de bine în urmă cu câțiva ani, și anume implementarea noi ordini mondiale în România. Nu a ieșit așa cum au vrut americanoizii, a ieșuat lovitura de stat, a rămas doar circul, au rămas doar câteva sute de reclamații al unor protestatari am înțeles că sunt vreo 400 de plângeri, vreo 400 de oameni care au avut de suferit. Este, cum să vă spun, nici nu îmi imaginam că ar putea să, să aibă ca rezultat această încercare de lovitură de stat lucruri atât de mici, atât de neimportante aparent câțiva oameni care lăcrimează foarte mult, câțiva pe care îi ustură gâtul, câțiva care s-au ales cu câteva vânătăi și cam atât. Dar, dragii mei, 400 de oameni care au avut de suferit în condițiile în care la aceste proteste au participat aproximativ 100 de mii de oameni, 400 înseamnă, faceți un calcul, 0,4%. Păi 0,4% este ceva infim. Este aproape nesemnificativ. Dacă stăm și comparăm, am văzut multe imagini la televizor în ultimele zile, imagini din timpul protestelor, dacă luăm și comparăm luptele de stradă care au avut loc la București în zilele acestea și ceea ce se întâmplă, de exemplu, la Paris, Lunar, ceea ce se întâmplă în Suedia, zilnic, ceea ce se întâmplă la Bruxelles, ceea ce se întâmplă la Berlin cu forțele acestea neonaziste, ceea ce se întâmplă în Italia, păi ce a fost la noi, e vax albina. E mai nimic. Cu toate acestea, dragii mei, este, cum să vă zic, tratat subiectul ca și cum ar fi fost sfârșitul lumii, ca și cum în România o nouă mineriadă. Urlă ziarele progresiștilor, mass media progresistă, din toți rărunchii. Urlă că ce minune, ce fantastic s-a întâmplat la București. Ce lucru inimaginabil. Cum protestatarii au luat bulpulane din astea, sau cum le zice, peste, peste și pe spate. Bă, bă, fraților, păi ce gazare, ce bătaie au dat jandarmii față de ce se întâmplă în alte capitale ale lumii. Din ce vedem noi la televizor. ceea ce s-a întâmplat la noi a fost o glumă. Vă dați seama ce ar fi urlat ăștia, Deutsche cevele și New York, Washington Post și uh, celelalte, post, și posturile de televiziune, și Realitatea și Digi, dacă s-ar fi lăsat și cu zeci de morți? Vă dați seama, ar fi fost sfârșitul lumii. E bine, n-a fost sfârșitul lumii pentru că, așa cum vă spuneam, forțe patriotice din cadrul Serviciului Român de Informație au refuzat să le mai facă jocul. Pentru că nu au mai fost ascultate ordinele lui Hans Klem și ați văzut dezamăgirea celor de la Realitatea, celor de la Digi, ați văzut tristețea lui Claus Iohannis, ați văzut dezamăgirea lui Dacian Cioloș și ați văzut frustrarea lui Victor Ponta. Dar această, acest eșec pe care l-au reportat dușmanii României nu i-a dezarmat. Războiul nu e terminat, dragii mei. Au încercat să ne dezbine, să creeze război civil, să ne întărâte copii contra părinți, tineri contra bătrâni, femei contra bărbați, români care trăiesc în România, de români care trăiesc în diaspora au făcut tot posibilul să ne dezbine și să ne facă să ne urâm între noi și aproape că le-a ieșit, dar n-au finalizat. N-au reușit să dea jos guvernul. Iar acest guvern trebuie neapărat dat jos. Să nu credeți că am eu în partipri cu acest guvern. În niciun caz nu pot să susțin un asemenea guvern de incompetenți, de idioți, pentru că asta este. Dar, pe de altă parte, haideți să fim serioși, dragii mei. Când a avut România în ultimii 30 de ani un guvern de competenți, de patrioți, de oameni cinstiți? Niciodată. Nu este decât un alt guvern de imbecili, de incompetenți, de șpăgari, de șantajiști, de șantajabili, de nenorociți. Este exact modelul de guvern cu care suntem obișnuiți de 30 de ani. Numai că acest guvern are un păcat de moarte. Nu e pe placul aproape nimănui. Acest guvern nu e iubit de români în ciuda faptului că a dat de toate. Mita electorală a fost fantastică. Acest guvern nu e iubit de români în ciuda faptului că a încercat să mituiască pe români cu salarii, cu pensii, cu facilități pentru studenți, cu facilități pentru cei ce lucrează în administrația publică la stat, cu uh, cadouri pentru sponsorii politici, pentru firmele românești care pun panseluțe și borduri, acest guvern a să-i împace pe toți și să-i corupă pe toți cu mită electorală. Și cu toate acestea, este probabil cel mai urât guvern de către români din ultimii 30 de ani. De ce? Simplu. Din cauza că românii nu sunt așa proști cum cred ei politicienii. Românii s-au prins că toate acestea așa zise cadouri, sunt niște cadouri otrăvite, iar în spatele lor nu stă decât interesul ascuns al politicienilor de a da legea grațierii, legea uh, cu un nou cod penal prin care toți infractorii și borfașii să fie protejați, că actualii politicieni nu încearcă decât să-și cumpere poporul, să-l mituiască, să-l atragă de partea lui pentru a continua încă patru ani cu aceleași șmecherii, cu aceleași păgi, cu aceleași apucături dâmbovițene cu care ne-au obișnuit deja, nu numai psd ei. toți. Că niciunii nu sunt mai buni. Au fost la putere toți până acum. Și ne-au dovedit că nu există nicio diferență între unii și alții. Că nu sunt cu nimic mai buni pedeliștii, că nu sunt cu nimic mai buni. Sigur că da, pedeliștii nu mai sunt azi. Dar ei, foștii pedaliști. Pentru că rău țării n-a făcut PDL-ul ca partid. Au făcut ei, politicienii pedeliști. Ei, politicienii pedeliști, sunt astăzi împrăștiați pe peste tot. Și la PMP, și la PNL, chiar și la PSD. Nu vreau să vă spun că toți politicienii care formează actuala clasă politică, toți au fost pe la guvernare, pe la putere în ultimii 30 de ani. Nu există să nu fi fost. În afară de oamenii lui Sărăși, din Uniunea, din Uniunea Sărăși pentru România, sau ce înseamnă Sărăși? Uniunea, salvați România, salvați Pădra cu România. Uniunea Sărăși pentru România, așa sunt ei pentru mine. Deci, în afară de ăștia, toți au fost la Ciolan. Chiar și ăștia, din Uniunea Sărăși pentru România, au fost un an de zile în mod indirect prin Dacian Cioloș. Pentru că știți foarte bine că Dacian Cioloș a fost susținut la vremea respectivă de către acest Usere. Ei bine, dragii mei, mă întorc. Acest guvern este urât de toți. Chiar și de ăia care au primit creșteri de salarii și de pensii, jumate, dacă nu mai mult de jumate din ei, disprețuiesc PSD-ul. De ce? Pentru că și-au dat seama că ce -au, luat, ce au primit cu o mână, li s-a luat cu cealaltă. Pentru că au primit 10-15% în plus la salarii și sau pensii, pe de altă parte. Sunt nevoiți să plătească 10, 20, 30% în plus la electricitate, la gaz, la benzină și, în cele din urmă, peste 5% inflație la toate articolele. Deci, ce au câștigat românii din această creștere de salarii? Sigur că da, nu mai e guvernul de vină în mod direct că a crescut prețul la gaz, că a crescut prețul la benzină. Nu este guvernul în mod direct de vină. Este de vină guvernul că a permis aceste creșteri de prețuri. Pentru că guvernul are niște pârghii prin care poate să se opună creșterii prețului gazului, creșterii prețului curentului, creșterii prețului benzinei. Iar guvernul nu a făcut acest lucru. Și românii nu sunt împiți să nu-și dea seama că au fost păcăliți. Că li s-a dat cu o mână și li s-a luat cu cealaltă înapoi. Și punând în balanță ce au primit și ce li s-a luat? Dacă mai adaug și ordonanța 13, dacă mai adaug și legea grațierii, dacă mai adaug și mulțimea de borfași eliberați din pușcării, aruncați pe stradă să ne pună în pericol, dacă mai adăugați la chestia asta și ura viscerală pe care au acumulat-o românii împotriva politicienilor în ultimii 30 de ani, o să înțelegeți mai bine de ce guvernul acesta este non-grata pentru români. Dar atenție! Nu doar pentru români este o, un guvern persoana non-grata. Este un guvern pe care nu-l doresc nici bruxelezi, nu-l doresc nici americanoizii. Nu-l mai vrea nimeni. În afară de Tel Aviv, nimeni nu mai vrea actualul guvern. Să vedem de ce nu-l vor Bruxelles, de ce nu-l vor washington de ce îl vor de la Aviv. Păi, dragii mei, România trebuie să preia președinția Consiliului Europei peste câteva luni de la Austria și fiți atenți ce coincidență incredibilă urmează ca exact în timpul președinției României a Consiliului Europei se va negocia și se va definitiva Brexitul, ruperea Marii Britanii de Uniunea Europeană. E bine, dragii mei, Germania, Austria, Franța, Olanda, nu pot să fie nici cum încântați că acest proces Brexit va fi dirijat, patronat, va avea la președinție un guvern despre care știe toată lumea că este un guvern slugarnic, obedient, un lacheu al Washingtonului. Toată lumea știe că în Europa românii sunt slugile americanoizilor. Este o chestiune deja care nu are niciun fel de îndoială, care nu mai prezintă nicio îndoială pentru nimeni. Păi, cum să-ți convină ție Germania, Franța, Olanda, Italia, Austria, să știi că interesele Europei sunt reprezentate în Brexit de către România, care este mâna dreaptă a Statelor Unite în Europa. Iar Statele Unite a devenit principalul dușman al Uniunii Europene. Știți foarte bine ce, ce, conflicte uriașe sunt la nivel diplomatic între Statele Unite și Uniunea Europeană, atât pe tema bugetului alocat în armării, pe care nu vor să-l respecte nici francezii, nici germanii, nici italieni, nimeni. Unu și doi, războiul comercial. A taxelor vamale, a deficitelor balanței comerciale între Statele Unite și Europa. Astăzi, dragii mei, trăim o perioadă în care relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană sunt mai rele decât oricând altă dată în istorie. Și pe plan diplomatic militar, și pe plan economic, și pe plan financiar. Există și un război al monedelor. Euro contra dolar. Mai mă adăugați la asta și Nord Stream, care reprezintă un motiv de conflict major între Germania, în mod direct, dar și Franța indirect, și Statele Unite. Păi americanii vor să-și vândă ei în Europa gazul pe care l-au în exces și pe care vor să-l aducă sub formă lichefiată în Europa, să-l vândă la preț dublu sau triplu față de prețul cu care ar cumpăra nemții gazul adus în Germania direct prin Nord Stream 2. Sigur că nemții vor să cumpere cât mai ieftin, ca să fie competitivi cu marile lor concerne chimice. Dar americanii vor să scape de gazul în surplus pe care l-au au nevoie de piață de desfacere. Păi deasupra, mai e o chestiune. Americanoizii vor ca Europa să fie dependentă energetic de ei și nu de ruși. Pentru că în funcție de cei de care depinzi din punct de vedere energetic, ești tentat și în mod natural ai tendința de a face alianțe cu aceea. Iar Statele Unite nu este nicio niciun secret pentru nimeni. Au ca principiu de bază al diplomației internaționale crearea de fracturi și împiedicarea cu orice preț al unei prietenii germano-ruse. Pentru că de nimic nu le mai teamă americanoizilor în ceea ce ține de supremația mondială decât o alianță între puterea economică și tehnologia germană și resursele fantastice de toate felurile rusești. O alianță Rusia-Germania, o alianță, în mod indirect, Uniunea Europeană-Rusia, ar însemna cea mai mare putere mondială la ora actuală, dragii Exact asta nu vor americanoizi. Nu mai vorbim de celelalte considerente. Ei bine, Uniunea Europeană nu își permite să negocieze Brexit-ul cu Anglia, un Brexit dorit în principal de către Washington, de ce? Pentru că, desigur, dezbină și stăpânește. Pentru ca americanoizii să poată să stăpânească cât mai bine tot ceea ce înseamnă această planetă. Ideal este ca, frântul, ca ruptura aceasta, ca dezbinarea asta mondială să fie generalizată. Adică, Anglia să se rupă de Uniunea Europeană, Rusia să fie în conflict cu Uniunea Europeană, Rusia să fie la cuțite cu China, China la cuțite cu Uniunea Europeană, toți să se dezbine, să nu fie prieteni, să se urască între ei, pentru că ei, americanoizii, să vină să-i căpăcească pe toți. E bine, americanoizii vor trebui să trateze, să negocieze în mod indirect prin intermediul guvernului României ruptura Marii Britanii de Europa. Păi credeți că îi convine Doamnei la acest lucru? Credeți că îi convine Uniunea Europene prin cele mai importante și puternice state ale ei ca acest clivaj, această ruptură de Marea Britanie să se facă în mod indirect pe mâna Statelor Unite, a Washingtonului, în niciun caz. Și atunci, ce fac bruxelezii? O, leu, fraților, ce în România? leu ce guvern corupt, ce guvern ticălos e în România, nedemocratic. Cum să fie România președinta Consiliului Europei și mai ales să conducă negocierile de Brexit? Vai, dar nu se poate! Nu se poate! Normal! Ei au tot interesul ca acest guvern obedient Washingtonului să nu conducă negocierile de Brexit. Și, dragii mei, acum hai să fim serioși. Să ne punem și întrebarea aceasta a competenței. O vedeți pe Madame Dăncilă conducând negocierile acestea, având capabilități diplomatice, manageriale, ca să stăpânească acest subiect? Păi, bă, fraților, Madame Dăncilă n-ar fi în stare să negocieze nici uh, cearta dintre două sate din România, fratele. fraților. Madame Dăncilă nu e în stare să conducă o, o comună. Păi cum să conducă ea Consiliul Europei? Bă, fraților, fata asta nu știe să vorbească bine românește. Cum să înțeleagă și mai ales să discute probleme de o importanță istorică, cum e acest, acest, Brexit. Nu numai că nu poate ea. Nu are nici în spate o echipă de consilieri, de oameni care să zică, bun, ea e proastă, dar facă el pentru ea. Unul la mână, că nu poți să te bazezi pe consilieri, că nu știi cu cine sunt pe mână, cine controlează, cine i păpușarul din spate. Dar doi la mână. Bă, fraților, nu numai că noi avem reprezentanți la vârf imbecili. Ei n-au nici măcar consilieri. Cine sunt consilierii actualilor conducători ai României? Unul singur. Consilierii sunt un consilier. Darius Vâlcov. Unul dintre cei mai mari șpăgari, unul dintre cei mai mari gangsteri cu gulere albe din istoria României. Un individ pentru care doctrina economică Înseamnă meritocrația și meritocratismul pe care l-a citit. În rest, nu, nu, nu înțelege nimic. Nu știe nimic din economie. Sigur că da, e foarte priceput la sforării. E foarte viclean. E un cu toate alifiile. E un șmecher de șmecher. E băiat de cartier. Dar, bă, fraților, ca să negocieze Brexit-ul, să semnezi un acord care înseamnă cel mai important eveniment, poate, din istoria ultimilor 30 de ani a Europei, bă, fraților, nu poți să-l pui pe Darius Pâlcov să facă asta, mă, stați cu minți, mă. Chiar dacă bunghește ceva, a înțeles ceva din meritocrația și meritocratismul, chiar dacă e un băiat deștept, cu un IQ un pic peste medie, chiar dacă poate vorbește un pic de engleză, dar totuși, vă frați, nu e meritocrație la Bruxelles. Nu au nici celelalte țări, cei mai deștepți oameni în funcție acolo. Dar măcar au Eșalonul 2, au în spate păpușarii, consilierii. Sunt toți oameni, dacă nu geniali, dar cel puțin super profesioniști. Noi nici asta nu avem. Noi nu avem nimic. Deci bruxelles în niciun caz nu agrează să se lase pe mâinile doamnei Dăncilă și a tricoaielor din jurul, lor, din jurul ei. Washingtonul, dragii mei, Washingtonul este o problemă complexă. Washington înseamnă două interese. Întotdeauna, când vorbim despre Washington, vorbim despre o putere bicefală. De o parte, sunt oligarhia din spatele progresiștilor, din spatele lui Sărăș Clinton și Obama, pentru că să fim serioși: Sărăș Clinton, Obama nu sunt decât niște purtători de vorbe și de idei. Nu sunt decât niște reprezentanți. Adevărații puternici care creează. Unul din curentele ce conduc Statele Unite sunt marile familii oligarhice din domeniul bancar, din domeniul financiar, sunt familiile Rockefeller, Rothschild, sunt marile familii din domeniul extractiv al resurselor energetice, adică Exxon și Chevron. Iar celălalt cap al puterii bicefale americane sunt gangsterii din spatele lui Donald Trump. Adică sunt mari miliardari și bogătani evrei care l-au susținut pe Trump ca să rezolve problema Israelului, sunt mari oligari anti noua ordine mondială, sunt mari oligari care conduc concernele marele consorțiu militar american. De aceea, uitați-vă la politica lui Trump. De când a ajuns președinte, nu are decât două mari idei principale. Unu, Israelul, cum să îl mai protejeze, cum să îl facă cât mai bine văzut și să îl protejeze mai bine? Și doi, păi, dragii mei, Trump este cel mai mare samsar de arme din istoria omenirii. El toată ziua nu vorbește decât un lucru. Cumpărați, cumpărați, cumpărați arme. Primul lucru pe care l-a făcut cum a ajuns președinte s-a dus în Arabia Saudită să semneze contract de, nu mai știu, 300 de miliarde de dolari. Oriunde se duce, cu oricine vorbește, n-are în cap decât un lucru. Creșteți bugetele de înarmare, cumpărați arme, cumpărați fiare vechi, Petriot și avioane, sicrie zburătoare, F-16, cât mai multe și cât mai multe. Păi, bă, bă, fraților, asta trebuie să fie menirea unui președinte, să vândă arme și să protejeze Israelul, nu America. Principala lui problemă e Iranul, adică principalul dușman al Israelului, și vânzarea de arme. Altceva nu le interesează. Ah, îl mai interesează ceva. Trebuie să-și plătească datoria și față de Vladimir Putin, care l-a pus președinte și fără de care nu ajungea președintele Statelor Unite. Și își plătește datoria față de Putin, ținându-se de cuvânt și făcând un singur lucru. Izolând Statele Unite, atât din punct de vedere diplomatic, cât și economic, de tot restul lumii. Trump, de nici 2 ani de când a ajuns președinte, a rupt toate acordurile economice bilaterale cu toată lumea, și transpacificul, și transatlanticul, și nafta, și tot. A ajuns să se urască America cu toate celelalte state și să fie în război comercial prin taxe vamale, cu toți. Și cu rușii, și cu China, și cu Uniunea Europeană, și cu Canada, și cu Mexic, și cu toți. Efectiv a reușit în 2 ani Trump să izoleze total Statele Unite și să facă din Statele Unite cea mai urâtă forță de pe acest pământ. Păi, dragii mei, asta nu e decât în avantajul Rusiei și a Chinei. Prin tot ceea ce a făcut la nivel internațional, Trump n-a făcut decât să izoleze America și să rupă prieteniile Americii cu toți foștii aliați. Și cu Canada, și cu Germania, și cu Franța, cu Uniunea Europeană în ansamblu, sigur că da, au rămas cu un mare prieten, cu România. Deci, de acum încolo, când vorbim despre Statele Unite, dragii mei, la nivel internațional, trebuie să vorbim de Alianța Rusia-România, nu numai despre. Uh, nu Rusia, pardon, despre Alianța Statele Unite-România. Mai vorbim de Statele Unite. Vorbim așa. Alianța, mare alianță Statele Unite-România împotriva restului lumii. Păi dați seama ce tare am ajuns. Ha, stați, că am uitat de Turcia. Au ajuns la ură cu Turcia, atenție, un aliat strategic, cel mai important aliat strategic, de care au mare nevoie. Au ajuns la ruptură și diplomatică, și economică, au ajuns până acolo încât se pune deja problema ca Turcia să iasă din NATO și să se alieze cu Rusia și cu China și cu Iranul, împotriva Statelor Unite. Păi ce politică duci tu, mă? Când rupi toate alianțele economice, rupi alianțele tale militare, când din prieteni ai făcut pe toți dușmani. Ce președinte ești, mă, băiete? În schimb, ai făcut ceva bun. Ai adus contracte de armament păpușarilor din spatele tău care te-au susținut și te-au făcut pe jumate, președinte, că cealaltă jumate e responsabil Putin, le-ai adus comenzi și bani căcălău. Asta este lumea de azi. E bine, în lumea asta, fiți atenți. Actualul guvern de încilă nu e dorit nici de către puterea bicefală de la Washington. De ce? Veți spune, Stai, bă, că o, guvernul ăsta a, a comandat arme în valoare de miliarde de dolari. Da, dragii mei, este adevărat. Dar ei știu foarte bine că aceste comenzi de arme din România ar veni indiferent ce guvern ar fi. Deci, lui Trump și celor din spatele lui, diserupe. se rupe. Pentru că, fie că e guvernul Dăncilă, fie că e guvernul Cioloș, fie că e guvern Ponta, orice guvern ar fi, România, tot așa ar achiziționa, ar plăti fiare vechi, sub formă de arme. Și acestui cap al puterii bicefalei se rupe cine e la putere. În schimb, capul lui celălalt, al progresiștilor, al rotșildienilor și al rocfelărienilor, nu agrează deloc actualul guvern. De ce? Pentru că, în primul rând, este un guvern antiprogresist, antisereș, pentru că, în al doilea rând, acest guvern și-a și permis sfidarea de a da o lege contrară celei pe care au solicitat-o ei, Rockefellerienii, și care impozidează Exonul, adică firma, firma familiei Rothschild, în exploatările de gaze și petrol din Marea Neagră. Și asta nu se poate ierta. Deci, mai trebuie să avut în vedere ceva. Hans Klem, cel ce încă este ambasadorul statelor în România, este reprezentantul acestui cap al puterii bicefale, al progresiștilor, al rotșildienilor. Hans Klem este omul care răspunde direct în fața lui George Soros de ceea ce se întâmplă în România. Bineînțeles. Nici nu a ascuns chestia asta. Hans Klem nu agrează direct, de deloc actualul guvern, și i-a promis răzbunare după votarea legii offshore. Ei bine, cine agrează și cine iubește guvernul dăncilă pe Liviu Dragnea? De la viu. De ce de la Viv? Păi, dragii mei, ca să înțelegeți, fiți atenți. Pentru că Liviu Dragnea, în marea lui dragoste pentru poporul român, a făcut această lege offshore ca să vină la români, să vină la bugetul României, de fapt nu la bugetul, că nu o să ajungă la bugetul României, ca să intre în România, să vină și în România niște bani din taxe pe profitul realizat de Exxon și OMV. Acești bani, atenție, nu sunt plămiți de Liviuțu să meargă direct la bugetul de stat și de acolo să se regăsească în creșteri de salarii și pensii. Nu. Acești bani sunt planificați să intre într-un fond național de investiții. Cu care, atenție, guvernul României, în colaborare, în cooperare cu Tel Avivu, cu oameni de afaceri foarte pricepuți din Israel, că de altundeva nici nu s-ar putea să fie așa de pricepuți. Sigur că da. Eu nu, să nu, tace, să nu înțelegeți că eu neg priceperea oamenilor de afaceri evrei este știut în toată lumea că cei mai pricepuți la învârteli și la ciordeli. Doar, dragii mei, banii ăștia care o să vină de la Exxon sub formă de taxe și impozite pe gazul și petrolul șparlit din Marea Neagră, se vor duce în acest fond național de investiții pe care oameni foarte pricepuți de la Tel Aviv îi vor gospodări și îi vor cheltui așa cum știu ei mai bine. Cum? Făcând în România parcuri, făcând în România gondole, făcând în România terenuri de fotbal în pantă, săl de sport în sate fără niciun copil sau fără niciun tânăr, făcând în România multe leagăne și topogane și cele câteva miliarde de dolari care vor veni la acest fond de investiții. Manageriat, cum vă spuneam, de către oameni foarte pricepuți, vor construi, vor face o nouă Românie. Va înflori România cu bani. Înțelegeți? Sigur că da, acești mari oameni de afaceri evrei nu vor putea să lucreze, să-și pună mințile luminate la contribuție, cheltuind banii din Fondul Național de Investiții, fără să câștige și ei ceva. Sigur și, nu vă supărați acum, dar un mare afacerist. Un geniu în afaceri. Trebuie să-l plătești bine ca să, dacă vrei să lucreze pentru tine. Adică, din, să zicem așa, din 10 miliarde de euro cât cheltuiește el pe topogane și, și săl de sport. Păi, din 10 miliarde, măcar jumate trebuie să-i revină lui pentru management, nu? Măcar jumate. După aceea, mai trebuie. Să meargă și la partidul care a înțeles cât de important este ca ei să manegereze acest fond. Se mai duce încă uh, un, 2 miliarde. Așa că din 10 miliarde vor rămâne și pentru investiții reale se vor regăsi în bunăstarea poporului român aproximativ 3. Asta ca să înțelegeți cam cum se îmbun lucrurile. Așa că, sigur că Tel Avivul trimite turiștii israelieni la protestele din 10 august. Ca să aibă și ei grijă ce se întâmplă pe acolo. Nu? Sigur că au avut ghinion. Și niște jandarmi care știau că ei o să vină. Niște jandarmi care aveau uniforme de jandarmi, dar ei erau de fapt altceva. Sigur că da, că i-au altoit un pic, ca să nu mai vină altată în excursie exact când nu trebuie. Se întâmplă. Sigur că Televiziunile din Austria au trimis jurnaliști pentru că austriecii n-au altă grijă mai importantă în mijlocul verii, în luna august, când toată lumea este în concediu în Austria, vă rog să mă credeți. Dar fiți atenți! Jurnaliștii austrieci nu sunt în concediu de ce? Pentru că se întâmplă ceva vital pe planeta asta. Are loc un protest la București. Și vine floarea jurnaliștilor austrieci steluțe pe umeri ca să transmită poporului Austriac care e foarte interesat de protestul de la București, să transmită știri. Sigur că da. Trebuie transmise știri de la acest protest pentru că și poporul austriac are niște interese. Are interese la taxa pe gazul și petrolul din Marea Neagră, pentru că nu, Exxonul împreună cu OMV exploatează acele gaze ale noastre și petrolul nostru. Pentru că nu e așa, Austria este aliată și prietena Germaniei. Iar Germania are interes ca acest guvern să nu ajungă să conducă tratativele de Brexit. Iată de interese. Sigur că nu poți să trimiți tu jurnaliștii germani aici, pentru că știți cum sunt. Austriecii sunt pentru nemți, cum sunt moldovenii pentru noi. Basarabenii pentru noi. Înțelegeți? Când e, când e chestie de lumea a treia și de făcut chestii din astea murdare, menții nu se bagă direct. Își trimit uh, unter intermention, cum s-ar zice. Adică ești, ești trimit moldovenilor. Și e așa că iată cum românica noastră se pomenește la protest cu o grămadă de turiști israelieni la un metru și 100 de kg. Care au venit să viziteze frumusețile Bucureștiului, da? și jurnaliști austrieci, care și-au curățat bine uniformele și steluțele, le-au deprăfuit și au venit să transmită poporului austriac știri incredibil de importante pentru soarta omenirii de la protestul diasporei de la București. Pe lângă aceștia, nu mai vorbim despre jurnaliștii americani, despre polițiștii americani de origine română, care, vorbând la megafoane, incitau prostimea, incitau sclavii români să se omoare între ei. Da, interesant. Să fii polițist în America și la megafon să întăreți românii protestatarii să se ia la, la, la omor cu jandarmii. Foarte interesant, nu? în condițiile în care Hans Klem stătea să uita de la geam ce se întâmpla și dădea ordine. Foarte interesant, nu? Asta este ceea ce s-a întâmplat, dragii mei, și astea sunt interesele din jurul Marelui Protest din 10 august. Ce urmează? Dragii mei, clar, lovitura de stat, așa cum a fost ea pusă la cale, a ieșuat. Pentru că a fost slăbuță în sânge. N-a fost sânge, destul. Ca să poată să tragă concluzia toate cancelarile: că nu se mai poate cu acest guvern care a omorât poporul, care nu respectă democrația, care este uh, antidemocratic, etc. Trebuie găsit altceva. Așa cum vă spuneam, uh, se consideră, de către specialiștii în uh, psihologia maselor, CIA-ei pentru că ei au o foarte mare experiență, trebuie să știți că tot ceea ce a fost Revoluție Lovitură de Stat în ultimii 50 de ani în lume, n-a fost întâmplător, ci a fost orchestrat, dirijat de către forțele CIA-ului și au specialiști în psihoza maselor, în psihoza colectivă. Ei bine, s-au lăsat niște studii, cred că le găsiți și pe internet, nu sunt sigur, dar cred că le găsiți, care, în care specialiștii americani spun că pentru a putea justifica o lovitură de stat, e nevoie de 100 până la 200 de morți, astfel încât opinia publică să fie oripilată și să sprijine lovitura de stat. De ce? Pentru că o lovitură de stat fără sprijin popular este periculoasă și nu are sorți de izbândă. Pentru că după aia începi să încalci pseudolegile democrației. Pentru că poporul zice, stai tată, că ce ați făcut voi aici? Nu e în regulă. Și atunci au nevoie de morți ăștia care după aceea, amplificată prin mass media, să atragă masele populare de partea celor ce au dat lovitura de stat. E bine, nu s-a întâmplat pe 10 august, v-am spus și de ce, și trebuie trecut la planul 2. Trebuie găsit altceva. Ați văzut? Presiunea mass media uriașă. Toată mass media servită lor cere demisia guvernului. Claus Iohannis face ce face deja de două luni. Cere demisia lui Dăncilă. Toți vor guvern Cioloș. Numai că un guvern Cioloș ar fi putut fi susținut doar printr-o lovitură de stat reușită pe 10 august. În condițiile de astăzi, această variantă a guvernului de tehnocrați, Cioloș 2, cade. Nu are susținere. Nu există motiv. Rămâne doar varianta pseudodemocratică, care poate fi de două feluri. Ori o dau la pace păpușarii cu PSD-ul, adică cu Dragnea, și schimbă guvernul, își pune PSD-ul un nou guvern, iarăși dă singur guvernul jos și pune un nou guvern, de data asta, care să înțeleagă prioritățile Uniunii Europene și ale Washingtonului. Ori dacă nu se cade la pace, la negocieri cu PSD-ul, urmează războiul politic în care se vor folosi două căi posibile. Una este dezbinarea PSD-ului din interior prin diversii spioni pe care îi iau progresiștii în cadrul PSD-ului, adică Ecaterina. Andronescu, Grindeanu, Tudose, FIFOR. Deci, oameni care au un cuvânt de spus în PSD și care se știe că sunt, așa zis, a din PSD. Care ce vor încerca să facă? Să rupă unitatea de monolit din jurul lui Dragnea și să scindeze partidul. Și ori prin alegeri interne în PSD să-l dea jos pe Liviuțu și să-și pună progresiștii un om credincios, practic să preia conducerea PSD-ului și prin asta să preia conducerea întregii românii, care este varianta cea mai convenabilă pentru progresiști, cu pierderi minime, cu circ minim, sau mai există o variantă, aceea de a sparge partidul de a-l aduce, de exemplu, pe Ponta în partid din nou, care este o variantă agreată de către Păpușar, pentru că Ponta este, la ora actuală, vârful de lance al progresiștilor, al lui George Soros și în România, și un partid PSD aflat din nou la sub conducerea lui Victor Ponta va deveni, cum să vă spun ca un USR sub conducerea lui Cioloș. Deci, practic, nici nu mai e nevoie că. Cum să vă spun? eu? E greu să conduci o țară fără să ai o majoritate. Fără să ai un prim-ministru votat de Partidul Majoritar, care e susținut de voturile poporului. E da, când ai la conducere PSD-ul, PSD-alde, și când ai la conducerea PSD-alde pe Victor Ponta, omul tău, se, pune, se spune că ai pus la pe toată țara în mod democratic. Deci, se va întâmpla una din asta ori va fi spart PSD-ul. Nu va mai avea guvernul, indiferent care va fi el, susținere parlamentară. Se ajunge la alegeri anticipate și prin șantaj, prin amenințări, prin diverse mijloace specifice, se va ajunge la o alianță probabil de genul PMP, USR, PNL, UDMR, minorități, poate și, pe, și ALDE, care va pune un nou guvern, un guvern de Uniune Națională, fără PSD, condus de o marionetă, normal, care va conduce țara așa cum trebuie pentru ei. Deci ori va fi spart PSD-ul și se va ajunge la alegeri anticipate, ori PSD-ul îl va mazili pe Dragnea, va da jos actualul guvern și cu bună înțelegere și acceptul lui Claus Iohannis și a lui Hans Klem, va fi numit un nou prim-ministru în persoana, eu zic, 90% a lui Victor Ponta și 10% Ecaterina Andronescu sau Mihai Tudose. Deci, așa văd eu continuarea lucrurilor. Să vedem ce se va întâmpla. În orice caz, guvernul Dăncilă are zilele numărate. Nu îl prinde sfârșitul lunii august. Nu poate să mai reziste femeia asta la presiunile care se fac asupra ei din toate părțile. E imposibil. Doi la mână. Liviu Dragnea nu are nici el cum să mai reziste la conducerea PSD-ului. De ce? Pentru că nu se poate lupta cu dizidența din partid care este de la o zi la alta mai puternică și îl contestă tot mai mult. Și Liviu Dragnea mai are cel mult o lună de domnie la șefia PSD-ului. Așa că, dragii mei, vom trei și vom vedea. Eu zic că lucrurile sunt clare pentru România. Să zicem mersi că nu s-a ajuns să fim conduși de către progresiști în urma unei lovituri de stat soldată cu morți și cu drame uriașe. Dar, credeți-mă, cu cei ce conduc azi lumea, nu poți să te nu există forță națională în România care să li se poată opune. Chiar dacă are sprijinul majorității românilor, cum e PSD-ul și Dragnea, nu te poți pune cu ei. Nu poți să biurești într-un război cu ei. E imposibil. Chiar dacă ești un partid susținut de 70% dintre români, nu ai cum să-i zbândești cu ei, pentru că în cele din urmă ei apelează la ultima soluție. Te lasă pe tine partidul majoritar să conduci, numai că în fruntea ta a partidului își pun omul lor. Cum? Prin trafic de influență, prin șantaj, prin corupție, prin DNA, prin SRI și așa mai departe. N-ai cum să-i învingi, credeți-mă. Eu nu sunt un negativist, nu sunt un fatalist, sunt un realist. Îmi dau seama ce forțe uriașe au luat în gheara lor, românii. Și ca să vedeți în final de emisiune. În ce țară trăim? Fiți atenți, o știre care pe mine m-a șocat. Peste 300 de magistrați, de judecători din România, au dosare la DNA. Dezvăluirea explozivă a fost făcută chiar de către procurorul șef adjunct al DNA, Marius Iacob. Atenție! Nu e că am găsit pe surse că am auzit că nu tată. O recunoaște oficial, în conferință de presă, procurorul șef, adjunct al DNA, care spune că peste 300 de judecători au dosar, sunt în cercetare la DNA. Potrivit lui Marius Iacob, sute de judecători au dosare la DNA și stau oricând cu teamă că pot fi săltați, inculpați, judecați și băgați la pușcărie. Bă, bă, fraților, când dna are aceste dosare, iar dna este în mâna cia ului al cotropitorului americanoid, bă, fraților, 300 de judecători știți ce înseamnă? Păi știți cât judecători sunt în toată țara? Păi sunt vreo 6 700 Asta înseamnă că jumate dintre judecători sunt șantajați, șantajabili și pușcăriabili. Sunt penali, cum ar zice Claus Iohannis. Păi ce dreptate poate să facă justiția în România? Cum poți să te duci tu la un proces și să ai pretenția ca judecătorul ăla să te judece pe tine corect? Când, unul, el este un borfaș, doi, să zicem că eu primul la Laurențiu. Să zicem că am făcut ceva, am făcut un accident de mașină pe stradă. Să zicem că a intrat unul în mine pe stradă și eu sunt nevinovat și ajung la proces. Păi, pă, fraților, păi imediat judecătorul cu dosar la DNA care mă judecă pe mine o să primească un ordin de la CIA, de la Ambasada Statelor Unite. Păi vedeți că ăsta primul e vinovat. Și judecătorul să păi din acte nu rezolvă asta, știți că... Băi, e vinovat, bă. ia, ia, vezi ce dosar ai tu la DNA acolo. Ia, vezi. ia mai gândește-te, nu e vinovat? Bă, da, știți, dacă mă gândesc bine, cred că aveți dreptate, că e vinovat. Ce dreptate poți să mai găsești în România în condițiile astea? În care unul, jumate din judecători sunt dovediți, atenție, asta e vârful icebergului, ăia care au fost prinși, câți ori fi care au făcut faptele probabile și n-au fost prinși. Una peste alta, probabil că 90% din judecători. Sunt niște borfași. Păi vă dați seama, bă, oameni. Și noi de cine suntem judecați? Și cum suntem judecați? Vă dați seama în ce țară trăim, bă, fraților? Când asta trebuie să fie pilonul numărul unu al democrației. Justiția, dreptatea. Să ai siguranța că poți vorbi liber, că nu ajungi în pușcărie pe nedrept să ai siguranța că poți să-ți exprimi drepturile omului, drepturile cetățenești, democratice, protejat fiind de justiție. Cum? Cum poți să ai o democrație? Cum poți să ai drepturile omului într-o țară în care jumate din judecători sunt pe drum spre pușcărie? Au dosare care poate să-i infunde oricând. După aia ne mai mirăm că românii pleacă din România. După aia ne mai mirăm că tot ce e mai bun în țara asta, tot ce e calitate mai bună, umană, pleacă de aici. Pe cum să stai aici, mă, oameni buni, mă? Da, dragii mei, încheie emisiunea într-un ton pozitiv, cu speranță, să sperăm că o să le vină mintea la cap românilor, să sperăm că se vor strânge în jurul mișcării meritocrate, că ne vom uni noi ăștia mulți forțele și vom încerca, atenție, vom încerca cu șansele mici pe care le avem, dar prin număr mare, să ne luăm țara înapoi din mâinile cotropitorilor, a gangsterilor și a borfașilor. Haideți în mișcarea meritocrată. E ultima noastră șansă. Suntem ultimii care putem lupta pentru salvarea acestei țări. Să nu ne pierdem speranța. Pentru că, în clipa în care ne-am pierdut speranța, dragii mei, am murit. Și noi, ca indivizi, și mai ales noi, ca țară. Cu Dumnezeu înainte. La revedere!